Cabinetul Câțu a amenințat de două moțiuni de cenzură. Curta Constituțională a României a decis astăzi să admită sesizarea Guvernului privind un posibil conflict juridic de natură constituțională între executiv și legislativ, referitor la moțiunea de cenzură inițiată și depusă de USR Plus și Aur. Conform CCR, Parlamentul nu a informat Guvernul cu privire la depunerea moțiunii. În același timp, magistrații curții au hotărât că moțiunea își va continua traseul legal, adică trebuie dezbătută și votată în Parlament. Decizia magistraților constituțională a fost luată în unanimitate Imediat după ce decizia CCR a fost comunicată public, Partidul Social Democrat a depus o moțiune de cenzură proprie împotriva guvernului Câțu. Moțiunea depusă de PSD este intitulată Stop sărăciei, scumpirilor și penalilor, jos guvernul Câțu și a fost semnată de 157 de parlamentari. Potrivit lui Marcel Ciolacu, PSD va propune ca moțiunea formațiunii să fie citită în 30 septembrie, iar în 4 octombrie să fie votată. Totodată, Ciolacu a transmis celor de la USR Plus și AUR să-și retragă propria moțiune și să o voteze pe cea a PSD. Prin vicepreședintele PSD Sorin Grindean a declarat astăzi că, din punctul de vedere al socialdemocraților, singura soluție pentru ieșirea din criza politică o reprezintă alegerile anticipate.